Salutare! Unul dintre cele mai bune filme SF din istorie, cel puțin așa sună caracterizarea mass media de peste Atlantic. Laude exagerate sau meritate? Urmează să aflăm! Suntem aruncați în anul 2070 în mijlocul unui război terifiant între oameni și AI, adică inteligențele artificiale. Joshua este un agent secret infiltrat în rândul simulanților, având drept obiectiv descoperirea liderului acestora pe Nirmata. Misiunea devine urgentă în momentul în care se află că beligeranții fără de suflet au creat o armă capabilă să doboare defensiva umană din cer. Iar respectiva armă este o copilă artificială pe numele ei Alfi, care devine subit cel mai căutat obiect de către ambele tabere. Una s o distrugă, alta să o protejeze. Cine va avea câștig de cauză? Hai să mă scutur mai întâi de criticile acuzatoare pe care am să le adresez filmului, pe păi mai dragi scenariști, nu v-a dus și pe voi capul să mutați acțiunea cu măcar încă 100 de ani în viitor? Păi noi în 2023 nu suntem în stare să cărem o baterie la telefon care să țină mai mult de două selfie-uri și 3 video pe TikTok, dar în 2070 vom avea parte de atâta tehnologie futuristă? Aveam impresia că mă uitam la ceva ce are loc într-o galaxie îndepărtată, unde niciun om nu a mai pus piciorul înainte și nu la un viitor ce va veni în mai puțin de 40 de ani când sper și eu să mai apuc ceva din pensie. Dar asta este tot ce am de rău de spus despre film și dacă am pomenit de tehnologie, prima laudă pe care o aduc producției este ambalajul în care este înfășurată povestea. Se pare că filmul a avut un buget de doar 80 de milioane de dolari, un lucru pe care mi-este tare greu să-l cred. Nu ai cum să vii cu un spectacol vizual de excepție cu atât de puțin bani, Asta în timp ce alte Marvel sau DC livrează pe 200 plus milioane de dolari niște mizerii ce par un căcat neterminat. De la aspectul futurist plin de nave sofisticate, și până la simulanții aproape perfecti care păcăleau ochiul că sunt reali totul arată excelent. De la imaginile panoramice care arătau o lume dezolantă și până la multiplele explozii devastatoare, aspectul estetic este unul aproape ireproșabil. Am folosit cuvântul aproape că probabil există poticnic pe aici pe acolo pe care eu nu le-am sesizat, așa că nu este cazul să dau sentințe definitive. Poate că un ochi mai format fără dioptrii, depistează câteva erori din acest punct de vedere. În ceea ce privește povestea, mă văd nevoi să menționez că nu este neapărat proaspătă, deoarece se pare că a revenit la modă subiectul inteligenței artificiale, unul pe care se bazează acest film. Practic, acțiunea pornește din momentul în care coșmarul febril al lui Sarah Connor din Terminator 2 devine aici realitate sumbră, așadar, Skynetul creat de oameni pornește atacul împotriva umanității. Nimic nou sub soare aici, nu? Ei bine, nu este chiar așa. Deși conceptul nu este unul inventat acum, transpunerea lui în practică a fost foarte reușită și a rezultat un film ce are stropul său de originalitate, dovedind o profunzime greu de pătruns dintr-o singură vizionare. Ne în ringul de luptă cu o întrebare arzătoare la care cu greu găsim un răspuns satisfăcător deoarece necesită rezolvarea mai multor necunoscute. Ce înseamnă să fii un om cu adevărat? Oare carnea și oasele ne fac o ființă umană sau este ceva mai mult de atât? Sufletul să fie oare cel care ne diferențiază de restul vietăților și de creațiile noastre robotice cu care ne jucăm de-a Dumnezeu? Dar oare ne deosebim atât de mult de niște potențial simulanți ce au o conștiință ce pare proprie la prima vedere Chiar dacă este bazată pe o programare prealabilă, dar care învață intuitiv. Nu cumva și noi suntem la fel, nu ne naștem și noi cu niște plăci de bază goale, dar care urmează să fie umplute de niște circuite codificate pe baza experienței altora din trecut, nu învățăm și noi tot intuitiv pe măsură ce ne lovim de situații cu care nu ne-am confruntat până atunci, nu suntem și noi creațiile unor divinități care ne văd ca pe niște jucării. Asta se intru rapid și pe teritoriul religiei. Cred că până și forma aparte a navei nomad are o semnătate cu rădăcinile adânc- în în scripturile bisericești. Așadar, om sau robot. Robot sau om. Suntem la fel sau suntem diferiți? Și aș putea ține o așa până rămân fără energie și trebuie să-mi bag la încărcat acumulatorul. Poate că mă duc eu prea departe cu gândul, dar am sesizat și o oarecare tentă politică în film, deoarece avem o SUA care invadează țări din Asia cu scopul declarat de protejare a democrației. Oare unde am mai auzit eu asta? Și vă cer și vă o părerea. Scena cu maimuța, o să știți clar la ce mă refer, are și -a cumva o însemnătate aparte sau este pe post de destindere comică. Chiar dacă este vorba în mare parte de roboți care adună magneții dacă trec pe lângă frigiderul unui fan al călătoriilor, Filmul este unul foarte uman și implicit și foarte emoționant. Previzibil pe alocuri, dar necesar pentru atingerea scopului final, scenariul m-a făcut să bocesc de două ori. Mai ceva ca pelerinii la mormântul lui Arsenie Boca, un subiect revenit la modă. La capitolul actorie am numai laude de adus, deoarece toți joacă excelent, mai ales protagoniștii care emană o gamă variată de sentimente, asta în ciuda faptului că unele dintre personaje sunt formate dintr-o grămadă de metal și de cabluri. Filmul abordează o serie de aspecte filozofice care au imprimat o tentă meditativă și a creat o simbioză aproape perfectă cu acțiunea exuberantă. Iată cum poate fi realizată o producție care să aibă foarte mult substrat intelectual și destule mesaje profunde de discutat cu amicii, dar care să fie și doldora de acțiune grandioasă. Păcat că filmul se anunță a fi un eșec financiar. Din ce am mai citit văzut pe la alții, previziunile sunt sumbre, dar na, așa este omul, se vaită că nu are filme originale în sala de cinema, dar el dă buluc tot la remake-uri și sequel -uri. Bine, nu că ăsta de față ar bubui de originalitate, dar măcar nu se bazează pe vreo proprietate intelectuală deja existentă. Sper doar ca succesul unor Barbie sau Oppenheimer să fi deschis apetitul publicului și pentru producții de sine stătătoare. Cred că am epuizat tot ce aveam de spus despre acest film, unul superb din aproape toate punctele de vedere și am plecat că mi-au mai rămas doar 9 secunde până la deconectarea definitivă. Până data viitoare, fiți cu ochii pe cer, dar nu la dărele avioanelor, să aveți parte de nipemii, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și papa. Pa!